cât costă și cum ajungi în Italia, pe coasta Amalfi. Despre asta o să vorbim în vlogul de azi. Primul pas, cauți bilete ieftine de avion, nu? Și vii către aeroport. O să povestim despre prețul biletelor în timpul vlogului, imediat. Nu suntem noi. Am ajuns mai devreme la aeroport și avem o problemă. Mi s-a făcut sete, însă în același timp avem și o rezolvare. L-am luat cu noi pe Blendigo, cel mai puternic blender wireless, fără fir, de pe piață. Înainte să plecăm de acasă, l-am scos frumos din cutie, l-am pus la încărcat, are cablul lui încărcare USB-C și îl putem folosi astfel de până la 25 de ori. Este mic, ergonomic, încape foarte ușor în rucsac, dar îl poți căra și în buzunarul rucsacului. Ne-am luat de la market niște fructe, ieftine, nu din aeroport, pentru că, dacă nu știai, în aeroportul de control de securitate poți trece cu mâncare, nu poți trece cu lichide în sticle mai mari de 100 ml. Dar cu mâncare poți trece. Prin urmare, vom lua aceste fructe și ne vom face un super shake delicios. În același timp ne va ține și de foame și de sete. Trebuie să știi că acest blender e atât de puternic încât sfarmă și gheață, sfarmă și fructe înghețate și nuci. Așa că poți să-ți faci orice fel de rețetă să trece ție prin cap folosind acest blender. Blendigo-ul poți lua peste tot, nu doar când mergi la aeroport. Poți să savurezi un smoothie delicios și în mijloacele de transport, și când mergi la sală, și când urci pe munte sau faci orice alt tip de efort, de activitate fizică. Poți să-l iei pe plajă, poți să-l iei pe scooter, dacă îți trece chiar și asta prin cap. Și nu trebuie să faci griji pentru că se spală foarte ușor. O picătură de detergent, apă și se spală singur. Dacă vrei și tu acest blender, îl poți avea, bineînțeles. Lăsăm linkul în descrierea acestui videoclip și poți beneficia de o reducere de 15% folosind codul de pe ecran. Benvenuti a Italia. Signora e signorita, sau cum se zice, benvenuti a Italia. Suntem pe aeroportul din Napoli, iar zborul de aici a decurs fără probleme. O oră și 20 a anunțat pilotul că zboară. Da. Foarte puțin. O oră și 20 de minute a durat zborul. Și pe biletul de avion tot n-a reușit să găsim mail-ul cu cât am plătit, dar până la finalul vlogului sigur spune și cât a plătit biletul de avion. Acum vrem să mergem către coasta Amalfi, pentru că noi am ales să mergem din Napoli către coasta Amalfi și o să mergem să luăm un autobuz de aici la aeroport și până la ficul de clar. Da, aici e ieșirea, apare. Mai și vorbim, ne mai și uităm, nu? Vom merge să luăm un autobuz de aici la aeroport și până în gara Napoli centrale. Gara de nord din Napoli, dacă vrei să spunem așa. Putem și pe aici și punem și pe acolo. Hai pe acolo, că e mai liber. Așa, deci luăm un autobuz de aici, o să vedem cât costă. După care din gara de nord din Napoli până în Salerno, aproape de coasta, adică pe coasta Amalfi, practic, o să luăm un tren. Dacă nu ți-ai luat bilet în aeroport, uite, poți să scanezi aici codul și intri pe site-ul de acolo și îți cumperi biletele online, așa cum am făcut și noi. Iar stația de autobuz este practic, ieși de la aeroport, mergi un pic. Și am așteptat vreo 3 autobuze. Da. Bine, a fost un pic așa cu peripeții că... Povestim imediat. Da, vă povestim. A fost funny. Hello. Okay. Thank you. Thank you. Să spunem repede până pleacă autobuzul despre ce a fost vorba. Sunt niște nene aici în parcarea de la, până să ajungi în parcarea de la autobuz, care au italieni, care au dubițe de astea cu 6 plus 1 locuri. De taxi mai, da, venuri. Și ți-a aceeași bani, tot 5 euro, ți iau și te bag acolo și te duc până la gară sau unde ai tu treabă în oraș. Au, bine, puncte fixe cum are și autobuzul. Gară, port și mai știu ce. Problema este că vreau să ne urce pe amândoi pe un singur loc. Ne puneau să ne îngrămădim. Erau deja 5 persoane, mai avea loc o persoană, un scaun, era un scaun, practic. A, nu, zicea, vă închisuiți că doar 5 minute mergem. Vă închisuiți acolo. Și după aceea am râs cu Damian și am zis, ok, asta înseamnă că plătim un bilet. Ne-a dat jos de acolo, n-am vrut să ne urcăm acolo, ne-a dat jos, ne-am urcat în alt microbuz din ăsta și ne-a pus să ne urcăm în ăla, după aia ne-a zis că noi nu în ăla, următorul noi. Și ne-am dat jos și amin la autobuz, că na, de dar să șucăm un lap și așa. Da. Ok, aceiași bani, practic, și probabil că poți să stai un pic mai puțin. Pe Google Maps mi-a arătat mie că facem doar 15 minute până la gara centrală de unde vom lua trenul. Hai să vedem. Deci ne-am mințit cu 5 minute. Da, da, da. 15 minute arată pe Google Maps și o singură stație mergem pe autobuz. Autobuzul ăsta este full.
Adică bade în România. Noi ne așteptam ultima oară când am fost cu autobuzul la aeroport până în oraș, am fost în Franța, de la Duvaux, de la aeroport până în oraș, în Paris, și acolo, nu, nene, te urcai, aveai locul tău, locul și persoana, nu stătea nimeni în picioare, nu, nimic, aici, România, Romanian style, da. București, unde... 253 pe funde. 15 minute mai târziu, iată, ne ajungi la gara centrală din Napoli și am găsit mail-ul de la Rainer. Cât am plătit, Simina? Am plătit pe bilet, dar bine, asta se întâmpla prin martie. Hai să mă dau în partea asta, că bate soarele. Frumoasa sumă de 68 de euro dus întors de persoană, fără bagaj, adică atât. Astea sunt bagajele noastre, da? Deci cu așa ceva călătorim noi. Bigleti, uite, scrie acolo Bigleti și aici scrie Bigleti, deci mă presupun că Bigleti și tickets înseamnă bilete, nu? Hai să vedem. Ar trebui să circule des, ne-am uitat pe Google Maps acum și ar trebui să circule des trenurile către Salerno. O să spunem și de ce am ales să mergem în Salerno și să nu stăm fix în Amalfi sau în Positano imediat. Hai să vedem cât costă biletul. Mai apas o dată pe Salerno. Costă așa, și primul 5 și 5, la 3 și 5 pleacă, adică peste o oră, că e 25 da. Acum, și costă 18,90 euro. Hai să vedem că mai e un tren care pleacă, mai e un tren care circulă da, până acolo. Da, mai este și tren Italia. Și vedem cât costă acolo. Ăsta face 40-45 de minute până... Și mergem în cealaltă parte a gării, că ne-a spus o domnișoară care era aici la tichetărie aici să ajute oamenii, ne-a spus că mai e și tren Italia în partea alaltă și să verificăm și acolo, nu știe prețurile și nici orele de plecare, dar mergem acum să ne uităm. Iar gara centrală din Napoli e un fel de gara de nord, mult mai curată, zic eu, așa la prima vedere. Și pare și mai mare. Nu știu câte peroane are, dacă găsim undeva peroanele. 15-24, 19, da, 24, 24 de peroane. E un pic mai mare decât gara de nord. Hai să vedem aici, la tren Italia. Ah, uite, buy ticket. Oh, păi da, dar face o oră jumate. 14:12, 14:25. A, și cu o schimbare, stai, da, că uite, nu e direct. Sunt sold out. Este direct. Sunt sold out. Ăsta este... direct la și 45, face 39 de minute Intercity și costă 9 euro, păi la jumătate de preț. Păi și schimbăm și la ăla? Face 39, ăla? Nu, e direct. Dar nu vrei să încercăm să vedem experiența la first class? Sau așa? Avem biletele, din păcate, nu știu de ce n-am putut la clasa 1 să experimentăm un tren, poate când ne întoarcem în Napoli. Că o să ne întoarcem în vlogul ăsta, în alt vlog o să ne întoarcem și poate atunci să vedem, eram curioși cum se prezintă clasa 1, era diferență da. Foarte mică, de doar 2 euro și la noi diferență enormă la CFR între clasa 1 și clasa 2. Păi adică... da, ideea este că ne-am luat două bilete la preț de unul, pentru că în partea alaltă era 18 euro, 50 un bilet și aici am dat pe Pușcoro două da, bilete. Da, altă companie. La altă companie, feruviar. Da. Și trenul nostru acum, să vedem unde îl identificăm, pe pancartele astea pe aici, hai să vedem. Ne anunță că avem întârziere 30 de minute. Nu, ne anunță, dar am citit pe pancardă că avem întârziere. Deci se poate și la case mai mari, 30 de minute întârziere. Da, să sperăm că nu crește totuși întârzierea. Banii pe care i-am salvat acum pe bilet, merge să-i cheltuim pe o cafea. De bună voie și neseriți de nimeni. Am căzut în capcana turistică. Într-o capcană turistică care nu este valabilă doar aici. În Italia este valabilă peste tot, și anume băuturile și mâncarea în aeroporturi și în gări sunt scumpe. Da. Până o să învețe blenderul nostru să facă și cappuccino italian adevărat, ne-am luat o cafea 1,80 euro. Cred că putem să încercăm, cappuccino. Dacă ne luăm niște nes și gheață și cu lapte, cred că putem să freddo cappuccino. Freddo cappuccino, mamma mia. Da. Putem să încercăm. Ia să vedem cum e cappuccino ăsta de gara. Cappuccino gară, deci. adevărat. Cafea cu asta, nu... Hai, Simina, spune-ne cum este cappuccino italian de gara centrale din Napoli. Te rog să fii bun. Merge. Merge nu, sau nu? Nu e... Îi dau un 8, așa, 8,50 maxim. Asta. Dar e bună.
stăm aici un pic să ne bem cappuccino și după aia mergem la trenul nostru cu întârziere. Deci era imposibil în toate trenurile de pe lumea asta, dacă noi alegem unul, ăla are întârziere. Vă mai ziceam noi într-un vlog, dacă ne vedeți vreodată pe drum că facem dreapta sau că stăm la o coadă, voi nu la coadă, mergeți la altă coadă. Dacă ne așezăm la casă, la o casă, într-un supermarket, sunt 10 case sau 20 de case și nu ne așezăm la una, sigur coada aia va merge cel mai greu. Se va schimba vânzătorul, va schimba rola de la casă. Deci, așa și cu trenul. Noi am ales singurul tren care are întârziere. După cum spuneam, de bună voie și neseniți de nimeni, ne-am propus să cădem în capcanele turistice foarte cunoscute de către toată lumea și ne-am cumpărat o sticlă de apă din gară. Este mai ieftină decât două cafele. Am plătit 3 euro pe un litru de apă. Adică 15 lei. 15 lei o sticlă de apă. Nu se vede foarte bine, că nu pot să dau zoom pe camera asta, dar mai sunt trenuri, câteva trenuri care au întârziere. Unele 5 minute, unele 15 minute, altele 10 minute. Al nostru are... cea mai mare întârziere. 40 de minute întârziere. Deci e trenul care are cea mai mare întârziere de pe tabela asta de aici. Da, ce să zic? Exact ce spuneam adineauri. Dacă ne vezi la supermarket, la rând, la o casă de marcat, nu sta lângă noi. Nu, du-te în altă parte, că e mai sigur. Uite așa arată un Intercity. Velocità frecciarossa 96-58 di Trenitalia proveniente da Reggio Calabria Centrale e diretto a Milano Centrale per le ore 16-17 arriverà. A făcut, cred că, vreo 30 ceva de minute, 34 de minute până aici. Da, și luat până pregătit așa. Am sărit în sus, o ațepise un pic și mi-a să uitat la film. Da. De aici până la cazarea pe care o avem rezervată o să facem vreo 25 de minute pe jos, dar o să mergi cu mâna. Să nu mergem numai noi pe jos. Aglomerat. Mașini multe, străduțe mici, înguste și aglomerat. Asta se întâmplă aici pe coasta Amalfi. Spuneam că o să vă zicem de ce recomandăm Salerno ca și loc de cazare și nu Amalfi sau Positano sau statele alea care sunt fix acolo în buza apei. Pentru că, în primul rând, scump, bani. E mult mai scump acolo să găsești o cazare. Da. Este cu siguranță dublu, de la dublu în sus. Și prețul la orice altceva, restaurant, o să vezi alcool, că o să mergem în vloguri, o să mergem în vlogul următor acolo. Iar ca și un pont de călătorie, îți recomandăm, noi am făcut-o și la Cinque Terre și o să facem și aici, o să vezi în vlogul următor, să nu ți închiriezi mașina, pentru că, așa cum am spus, străduțele sunt foarte mici, foarte aglomerate, locurile de parcare sunt foarte scumpe. Noi o să ne închiriem, da, în schimb, noi o să ne închiriem un scooter, așa cum am făcut și la Cinque Terre, și o să vizităm coasta Amalfi cu scooterul și vom filma, bineînțeles, vlog, vlogul următor va fi de pe coasta Amalfi cu scooterul. Da, sperăm să găsim un scooter așa cum îl dorim noi, pentru că scooterele sunt multe de închiriat aici, dar sperăm să-l găsim pe ăla pe care îl dorim noi, că ne dorim unul anume. Și vom explora coasta Amalfi cu el. Încă o chestie, de aici din Salerno pleacă către coasta Amalfi, către Amalfi și Positano, localitățile Amalfi și Positano, cum se spune, pe lângă autobuz, pleacă și feribotul de aici, deci așa că poți să mergi și cu feribotul acolo, până acolo și te plimbi pe acolo prin sat, treci pe feribot, te întorci înapoi aici la cazare. Așa cum am făcut și la Cinque Terre, când am stat în La Spezia și nu în sătucele alea mici, așa vom face și acum, vom sta aici în Salerno și vom explora coasta Salerno, având ca bază, stai că e roșu, având ca bază Salerno. Uite, foarte multe și o să vezi mâine, adică pentru noi mâine, o să vezi în vlogul următor că pe coastă sunt și mai înguste șoselele și mai multe mașini și mai aglomerat, iar parcările, așa cum spuneam, în Italia sunt foarte scumpe și nu cred și că... toată lumea se plângea de toate mașinile din Italia care sunt lovite, tocmai din cauza că străzile sunt foarte micuțe. Da. Verde. Bun, mergem spre cazare. Am vorbit cu doamna de la cazare, ne-a scris pe WhatsApp, am ținut legătura cu ea toată ziua astăzi. Ne-a zis că ne-a rugat să-i scriem când ne urcăm în tren, când coborâm în tren, ca să știe cum să-și organizeze și ia timpul să ne aștepte la cazare. Nu mai știu cât o să ne uităm pe booking cât am plătit pentru cazare. O să stăm două nopți aici în Salerno.
după care o să schimbăm locația, o să spunem când ajungem acolo, ne uităm și spunem și cât am plătit. Ce, am ajuns și la cazarea noastră din Salerno. Este un apartament luat de pe Booking în regim Airbnb. E un fel de guest house, pentru că nu stăm noi, doar noi în tot apartamentul. Aici e o zonă comună. Aici avem zona de living, asta este masa noastră, este în camera numărul 1. Mai avem aici mai multe. O masă lucruri pentru camera numărul 2, pentru că acest apartament are două camere separate și spațiu comun îl împărțim, cum ar veni. Da. Avem aici diverse broșuri. Ne-a făcut instructajul domnul care ne-a însoțit, ne-a arătat tot, unde putem să mergem, ce să facem, toate detaliile. Bun, avem o bucătărie, este utilată cu tot ce trebuie, avem aici frigider. Camera 1, camera 2, da, am pus etichete acolo. O apă din partea casei. Ghiuvetă, așa, paragaz, veselă, cuptor, ciumigele, cafea, din partea casei. Ne-a zis așa, cafea americă, italian, coffee, nu prea vorbea engleză, nenea un pic așa rupea. A zis că italian, coffee și ne-a arătat-o pasta și a zis că este very good. După care ne-a zis că asta e... Și nu știa cum să ne zică, că e, adică el a vrut să zică că e slabă cafeaua și nu știa cum să zică nu. Și a zis americano, am înțeles. A zis că și asta e nehe, adică tot americanul, dar ne-a lăsat și cafea. Da. Bun, televizor la tot arată foarte, foarte bun. Aer condiționat în zona comună, avem și un aer condiționat în cameră. Și aici avem camera noastră, să nu deranjăm vecinii. Avem niște vecini din Franța în cealaltă cameră, că i-am și întâlnit acum. Din Franța erau? Da, veneau de la plajă. Așa. Iar aici este camera în care noi vom locui pentru următoarele două nopți. Avem un pat dublu, miroase curat, miroase foarte bine, îmi place. Da, nu știu cu ce a spălat cu jos, chiar detergentul care a spălat pe aici miroase foarte bine. Se simte așa bine, curat, puternic. Televizor, avem un dulap în care ne-am despachetat. Aer condiționat, bineînțeles. Și baia noastră care lucește privată de curățenie. Deci foarte curat, uite, WC-ul cu bideu, ghiuvetă, un duș aici, duș, tot ce trebuie, cu gel de duș, cu totul. Da. Chiar foarte bine, miroase foarte bine și e lună. Da. V-am zis că n-a fost ieftin, dacă stăm bine și socotim, n-a fost nici foarte scump. Am plătit 118 euro pentru două nopți de cazare. Și am mai plătit în plus 1,50 euro de persoană pe zi, noapte, taxa de oraș. Zicea omul ăsta că e inutilă, tot traducea cu Google Translate și zicea că e inutilă, da, mă rog. Da, deci practic 124 de euro ne-a costat pentru două nopți. Fără mic dejun, fără nimic. Taxa de stațiune. Hai să mâncăm! Acum noi o să mergem să ne căutăm un scooter pentru mâine, ca să putem să mergem pe Costa Amalfi. Treaba cu scooterul o să o vezi în vlogul următor. Dar ne este și foame și o să mergem să mâncăm și o pizza. Și pentru că tot ai stat până acum cu noi, vrei o să mergi și tu cu noi să mănânci o pizza cu noi și să căutăm scooter împreună. Așa că nu o să încheiem vlogul aici. Dăm și o gelato. Stai să vezi. Da. Nu o să încheiem vlogul aici, mergem să ne căutăm scooter și mergem să mâncăm și o pizza și un gelato și poate bem și un aperol spritz. Uite, dacă vrei, acolo e orașul și aici e plaja. Dacă vrei să vii să faci o baie, 4 euro costă închirierea unui șezlong aici, e și un mic beach bar. Însă noi nu vom face, uite, și un nene care stă pe un dita mai scaunul. Are ceva însemnătate cu... Nu știm cine este domnul. Da, noi nu o să facem baie pentru că mergem să mâncăm, pentru că ne este foame și pentru că vrem să căutăm scooter ca să nu mai pierdem dimineață vremea. Chiar mi-e foame. Am ajuns la un centru de închiriere și uite așa ceva am vrea noi să închiriem. 35, depozit sunt... 250 de euro. Da. Bună ziua! Uite, asta ne-ar plăcea nouă. Am ajuns la un consens aici, uite, am găsit să închiriem o Vespa, cea pe care o vroiam noi. Ne va costa 50 de euro. Și 400 de euro trebuie să lăsăm garanție pentru scooter. Am ajuns la un consens în sensul că oamenii ăștia normal deschid la 7:30, iar noi o să avem feribotul, pentru că o să plecăm pe o altă insulă de aici, o să avem feribotul, ei deschid la 8:30, normal, și avem feribotul la 8 atunci când va trebui să predăm scooterul. Și au zis că vin ei de la 7 ca să-l putem preda, doar ca să reușim noi să prindem feribotul. Da, hai să vedem și scooterul. Uite, ăsta va fi scooterul nostru, îl rezervăm de acum, dar o să-l închiriem mâine dimineață,
Adică o să-l vom lua de aici mâine dimineața, pentru că în seara asta am zis că este seară de aperol, șpriț, de bere, de alte alea, da. Deci mâine dimineața o să-l luăm, dar îl rezervăm de acum. Da. Foarte de treabă oamenii ăștia. Am rezolvat. Deci, noi când am fost... am la Valirea Părintă? Da. Păi, da. Da. Când am fost în Cinque Terre și ne-am închiriat Vespasita Roșie, pentru este că a fost vlogul aici pe canal. Lui Damian să aibă Vespasita Roșie. Mie îmi place culoarea asta de ou, de rață, de turcoaz, de verde, nici turbat. Nu știu cum să o numesc. Și mi-am dorit, am zis, ok, să fie roșu dacă nu găsim altceva, dar mi-ar fi plăcut culoarea asta și am găsit-o exact pe asta, să dai cine aștepta. Da, și au fost foarte ok. Oamenii că au înțeles, că, adică le tot explicam că noi vrem să prindem un feribot când ar trebui să returnăm scooterul a doua zi dimineață. Și e foarte dimineață feribotul ăla și e deschis la 8:30 și au zis că vin pentru noi la ora 7, nicio problemă că vin pentru noi. Da. Da. Deci, și ne salvează pentru că noi locuim destul de departe de port, adică am face aproape o oră pe jos, plus trebuie să vii mai devreme ca să te îmbarci, deci ne-am fi trezit cu noaptea în cap. Venim cu scooterul până la ei aici, lăsăm la ei scooterul și pentru mai mergem 20 de minute pe jos și ajungem la feribotul pe care trebuie să-l prindem. Acum e un talmeș-balmeș și așa. Nu e Uber aici, nu e Bolt, nu e Bolt, da. Informație importantă. E un talmeș-balmeș, nu știu dacă am reușit să ne facem înțeleși, deci noi vrem în vlogul următor să închiriem un scooter. Și în vlogul următor, peste două vloguri, o să mergem pe insula Capri și aia e problema cu feribotul de aici, dar o să explicăm mai pe larg în următoarele vloguri care e treaba. Probabil că e foame, probabil că nu... Da, probabil că dai un tarmec. Mi-au și recomandat o pizzerie, am scris-o pe... am notat-o, dar nu mai știu unde. Enrico... am trecut oare? Oare am trecut? Nu, că a zis că-s vreo 250 de metri. A, nu, mai avem încolo. Ok. Da, ne-au recomandat și o pizzerie, ne-au recomandat și un loc unde să mergem să... La știuțuială. Ceva foarte ok, da. Foarte ok oamenii, păreau chiar foarte ok, adică, cum să zic, într-adevăr vânzător. Vânzător, domnule. Deci da. A zis, nu e 60 de euro, uite că scrie aici, 50 de euro. Inițial era 50 de euro dacă o luăm dimineața scuterul și aduceam seara, dar a zis, nu e nicio problemă, 24 de ori, 50 de euro. Venim și mai devreme pentru voi, adică asta... Cu siguranță asta este să faci o strategie de vânzare, da. Dar felicitări lor că au știut să-și folosească... Exact, adică asta, asta înseamnă să știi să vinzi, să faci turism. Nu, grosolan. N-au zâmbit, n-au... Abia aștept. Hai să mergem să căutăm, să găsim cârciumă aia să mâncăm pizza. Nu am găsit deschis la locația pe care ne-au recomandat-o băieții și am ajuns la un Pizza Guys aici, care au și o pizza care se surpriză că o schimbă în fiecare lună, au zis. Am vrut să-mi zică ce au luna asta și am zis să nu-mi spună că nu, să fie surpriză. Nu, vreau să fie surpriză, ești Damian. Aș vrea să observați această veselă superbă. Deci e o cutie de conserve, practic de... E o cutie de sos de roșii, adică de roșii, da. Sos tomat. Super. Da. Prețurile sunt, uite, 7 euro, 8 euro, 9 euro, 10 euro, pizza inițial una pe 5 euro. Inițial am zis că poate că e scump, dar de fapt în București, în centru vechi, o pizza este 10 euro. Da. Deci, da. Hai să vedem. A venit aperitivul. Guys, this is our fried mix. This is one piece of croquet. It's mashed potato and parmesan cheese and a little bit of ham and parsley. This is our arancini with pears and our pesto verde with just the basil without the garlic. And this is our pulled pork balls. And this is our frittatina di pasta. Okay. Also pasta and peas inside. Mm. Okay, thank you. Yeah, this is our barbecue sauce. Barbecue. Yeah. Thank you. Thank you. Hai, încerci? Păi, eu și așa nu dau seama ce e în ea, așa că trebuie totul să încerci. Bine. Hai să vedem. Curaj, Simina. Am reținut doar că aici este ceva cu pesto, dar fără usturoi. În foamea aș mânca și bătaie la ora asta. Cum e? Oh my god. Good? Mm-hmm. E cu brânză și cu șuncă în interior. Vai, e belea. Ce avem acolo, Simina? Oh my god. Deci ce pizza ți-ai luat tu? Buffalo pizza, care e, uite, imensă. Oh my god, și blatul ăla. Și pizza mea, surpriză, care are struguri, are
mă rog, brânză, gorgonzola, bla 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 și miere. Probabil că o să facem schimb de pizza. Dar gustă și spune. Hai să vedem cum e pizza asta cu miere. N-am mai mâncat până acum niciodată pizza cu miere și cu struguri. Blatul ăla care trebuie. Păi da, da, puneți pe blat. Stai acolo de toate. Stai că-mi pun acum pe blat, uite, mi-au dat asta aici. Și miere, uite, îmi pun și strugure. Mama mia! Surprinzător, dar îmi place dulcea. Îți place? Da. Știu ei ce știi, dacă nici italienii nu știu să facă pizza. Combinația asta de gorgonzola cu miere și cu strugure, super interesantă. Pe cuvânt, o să-ți placă sigur. Wow! Iar bine. blatul la italian. Așa, apropo de blat italian, dacă vreți să mâncați, am găsit o pizzerie, nu-i reclamă nimic, dacă vreți să mâncați cu blat din ăsta italian și pizza din ăsta făcută așa... Blat napoletan. Cum? Blat napoletan. Blat napoletan. Uh-huh. Pe Calea Victoriei, cum se numește? Centrale. Pizza centrale. Se numește pe Calea Victoriei în București. Nu e reclamă, nu e nimic, mergeți să vedeți și vreți să mâncați pizza din asta napoletană. Suntem full și... Și mai avem o pizza practic rămasă. Mai mâncăm o dată de bani ăștia. Delicioasă, da. Am plătit 44 de euro. Hai că e lipocește omul. 44 de euro a plătit și am luat jumate din ea la pachet. A fost foarte mare și delicioasă. Deci, dacă ajungeți pe aici prin Salerno, Guys se numește pizzeria și vă recomandăm. Trebuie să nu ne calci. Eu sunt convinsă că 99% din pizzerile de aici sunt ce trebuie. Da, mă rog, noi pasta am încercat-o acum și... Pasta o recomandăm că e testată. Uite, păi și circulă și tramvaiul. Da. Vrem să mergem acum să ne uităm și de ferii. Pentru când o să mergem pe insula Capri, dacă tot am rezolvat și cu... Hai mai pe lângă apă. Dacă tot am rezolvat cu... cum îi spune? Cu scuterul, am rezolvat și cu pizza care ne doream să o mâncăm când era foame. Mergem și până la feribot, după care o să ne oprim la un... Acum, dacă pierdem feribotul... Da, notăm. Ne luăm o barcă din asta. Șalupă din asta și asta e. Da. Uite, sunt pești și acolo undeva este stația de feribot, cred că facem vreo 20 de minute de aici pe jos. Cu pizza da. După noi. Dacă ne se face foame, măcar avem ce mânca. Asta este așa, din culise. Avem o provocare pe care am început-o de o săptămână jumate, în care în fiecare zi trebuie să facem 100 de flotări. Timp de 100 de zile. Și Damian mai avea restanță 30 de flotări pe ziua de astăzi și le-a făcut acum. Avem săptămână de când facem asta și deja nu simțim mai puternici. Bine, eu nu fac 100 de flotări, evident. Fac 50 de flotări și 50 de genoflexiuni, că după aia o să am brandul prea gros și am zis că nu. Dar flăcoul nostru Michael, băiatul nostru, a intrat și el în competiție. Participă și la provocarea asta și face și el 100 de flotări în fiecare zi, timp de 100 de zile. O să ieșim 3 puternici din încercarea asta, din provocarea asta. O să fim Johnny Bravo, toți 3! Da, uite, am ajuns aici, cred că aici este terminalul. De unde pleacă feribotul către Capri și mergem să vedem care e treaba. Am văzut că putem să luăm și bilete online. Noi am venit să vedem cam care e distanța din locul de unde lăsăm scuterul până aici și cam cât facem până aici. Aici pare să fie, da. Să vedeți și orașul foarte frumos, nu știu cât de bine redă camera. Adică cât de bine vede și mai departe. Partea asta pare să fie nouă acum construită. Sunt apartamente, cred că e construcție nouă totuși asta de aici. Nu apartamentul ăsta, arată foarte... Seamănă un apartament aici. Și portul, uite, aici e portul turistic, sunt ancorate ambarcațiunile, iahturile, catamaranele. Uite, și bărci mai mici aici, e o faleză frumoasă și mai jos, mai în față acolo sunt terase. Restaurante, să vii să te plimbi. Foarte frumos orășelul ăsta. Văd și un tuk-tuk acolo în depărtare. Îți vine să crezi sau nu, dar eu văd un tuk-tuk. Nu-l vezi? Nu știu unde te uiți. Uite acolo în depărtare, ia uite-l. Aaa, cum să nu-l văd? Păi nu-l vezi. Nu știu dacă vă amintiți sau câți dintre voi sunteți mai vechi aici pe canal sau ne urmăriți de mai mult timp. Noi am fost în Sri Lanka la început, anul avem o serie de vloguri filmate în Sri Lanka și am explorat Sri Lanka cu un tuk-tuk pe care l-am condus chiar noi, prin 1300 de km prin Sri Lanka. A fost
wow, cea mai tare alegere și cea mai bună alegere pe care o puteam face legat de Sri Lanka. Da, și chiar e un tuk-tuk dacă acolo. Ați văzut ultimele două live-uri, acolo am menționat că vrem să mai facem o experiență strâmbătată în altă țară. Cel altă puțin țară. La fel de interesantă. Să mergem cu tuk-tuk-ul în altă țară și o să conducem noi tuk-tuk-ul. În curând. Așa că dacă ești eu aici nou pe canal și nu te-ai abonat, crede-mă, e momentul perfect să faci asta. Vino și pe Instagram, vino și pe Facebook, Fabrica de Amintiri, suntem și acolo, bagă și tu un like, dă un follow, că avem multe chestii de împărține, da, avem multe de poftă și tot panical că copiii ăștia, hai să mergem pe scări, că nu suntem bine aici. Se dau la vale, da. Ce mult îmi place. Cred că de aici pleacă feribotul, e tot închis. Dar uite tuk-tuk-ul aici. Tot roșu cum l-am avut noi pe cel din Sri Lanka. Ia uite. Ce drăguț. Ce drăguț. Când stăteai tu ca un precious princess acolo în spate. Da. A? Bine, asta arată mult mai bine. Nu doar că are uși, dar în rest și vopsită nouă, că e aceeași treabă. Asta aici strică toată treaba, acum sunt serios. Nu știu, n-ar fi ce să fac. Noi am fi vrut să ne asigurăm cumva că plecăm de aici către Capri peste două zile. Da, scrie information, dar e închis peste tot aici. Da. Dar o să presupunem pe de aici. Mai cu gălim. Uite că văd acolo partențe de Salerno, Capri, Sorrento, Napoli. Păi... deci... A, NLC, uite, cu aia mergem. Da. Cu NLC, e o reclamă acolo. Da, cu aia mergem, cred că aici, de aici să ia, da. Ticket online, www.nlg.it. Da, de aici, înseamnă că de aici. Bun. Ok. Acum că am rezolvat asta, mergem să rezolvăm și problema cu aperolul și cu înghețata. După care cred că o să mergem la Nani, pentru că... am obosit, suntem plecați de dimineață, ar fi trebuit să facem de acasă și până aici 4 ore cu totul, cu tren, cu autobuz, cu avion, cu tot, dar din păcate n-am întârziat trenul. Mă rog, asta e, ai văzut în loc ce s-a întâmplat. O să închidem aici vlogul acesta despre cât costă și cum ajungi pe coasta Amalfi. Am spus toate prețurile, ți-am spus și prețul de aici, cam cât ne-a costat până toată mâncarea din seara asta, ca să faci așa. Care cazare tu și alte cele. Exact. Ca să faci o idee. Dacă e ceva ce am omis sau pur și simplu ești curios, lasă-ne un comentariu că de aia suntem aici să te ajutăm să răspundem. Și dacă n-ai făcut-o încă, abonează-te pentru că urmează alte vloguri. O să mergem așa cum am spus cu scuterul pe coasta Amalfi, o să mergem pe insula Capri, o să mergem în Napoli, să explorăm Napoli. Fai, să mergem sus pe Vesuviu, pe vulcanul care a erupt ultima oară 1944, adică recent, relativ recent. Așa că abonează-te dacă n-ai făcut-o, vino și pe Instagram. Vino și pe Facebook, tot Fabrica de Amintiri găsești și acolo, iar până data viitoare, salutare! Salutare.